Un bărbat în vârstă de 56 de ani din Drobeta, Turnu Severin, și-a pierdut viața în urma unui accident de circulație. Acesta se afla la volanul unui microbuz, moment în care a pierdut controlul volanului, iar autovehiculul a lovit un copac. Două echipaje din cadrul stației de pompieri Vâlcea Mare au intervenit cu o auto specială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURT pentru salvarea victimei unui accident rutier produs pe DJ564 între localitățile Jeana și Scăpău. În accident a fost implicat un microbuz de transport în care se afla doar conducătorul auto. Acesta a părăsit partea carosabilă lovind un copac. Pompierii au intervenit de urgență pentru descarcerarea șoferului care, din nefericire, prezenta leziuni incompatibile cu viața. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiului la locul evenimentului. Polițiștii rutieri au întocmit un dosar penal. Sâmbătă dimineața, două echipaje de pompieri din cadrul stației Vâlcea Mare au intervenit cu auto specială de stingere, cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURT la un accident rutier produs pe drumul județean 564. În accident a fost implicat un microbuz în care se afla doar conducătorul auto, acesta rămânând încarcerat. Pompierii militari au extras de urgență victima, care din nefericire prezenta leziuni incompatibile cu viața, fiind declarată decedată de către medicul SAJ. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. Două echipaje din cadrul stației de pompieri Vâlcea Mare au intervenit cu o auto specială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURT pentru salvarea victimei unui accident rutier produs pe DJ564 între localitățile Jeana și Scăpău. În accident a fost implicat un microbuz de transport care se afla doar conducătorul auto. Acesta a părăsit partea carosabilă lovind un copac.